eu. Dacă nu-l găsești, ne cumperi la toți Stumble Pass-ul. Eu vreau pe mama lui Darius. Bine ați venit la Școala de Toxici! Locul în care unii dintre cei mai toxici copii din comunitatea de StumbleGuys vin pentru a învăța cât mai multe lucruri și pentru a-și reglementa comportamentul pentru a nu mai fi răi. Scopul meu ca profesor este să educ pe elevi prin activități distractive și captivante, prin care pot învăța mult mai ușor lucruri elementare despre StumbleGuys, viața reală și a nu mai fi toxic. Gata, acum și cu a treia zi, hai să vedem de data asta să le pregătim, să le zicem și surpriza la copii, ia mă, ia, bă, da, sunt cam puțin. Vine proful, vine, vine. Să mă iau ciocile cu ăsta. Repede, repede. Cine e ăsta? And his name is John C. Castro, cine e ăsta? E Darusel, l-am chemat eu. Păi și așa, așa, da, a, păi da, mă, școala de toxic, ăsta chiar e toxic, bă, copile, stai mă cu minte că chem aici paza așa te ia. Bă, uite și pe ăla a plecat, bă, vino bă încoace că vreau să vă zic ceva, deși fiți atenți că am o surpriză. Am o surpriză pentru voi foarte tare. Surpriză unde? Du-te mă de aici, bă, fut. Deci vedem că avem un băiat nou, Darusel îl cheamă, nu știu cine e Darusel ăsta. Este Darusel 2012. Da, e cam toxic băiatul acesta, bă, dar hai să vedem. Le bag în cur dacă te mai miști. Bun, deci hai să vă zic, astăzi o să mergem undeva într-un loc foarte special. De fapt o să fie mai multe locuri pentru că o să vă duc să ne jucăm fațe ascunselea. Ce părere aveți? Fațe musulea? Da, fațe amuselea, cum zici tu. În fine, deci jucăm, hai de sic. Ninja, mă bag în copaci, nu mă mai găsesc. Deci sunteți pregătiți să mergem acum? Deci mergem prima oară, deci o să mergem în trei locații secrete, în trei parcuri de joacă, de astea de hide and seek, cele mai frumoase locații. Vă duc și spațiu și peste tot. Hai să trecem. Bun copii, deci fiți atenți, trebuie să vă ascundeți că eu o să vă caut, deci fugiți repede că n-avem foarte mult timp la dispoziție. O să vă dau 25 de secunde acum, de acum înainte, nu mai uit. Am dat start la timer. Eu dau 69. Bă, cât de vreme tu pe cât? Eu să-ți dau. Deci fiți atenți, 20 de secunde au trecut, vă zic încă 5 secunde mai stau. Eu acum trec, plec în plecare cum ar veni, dar eu nu mă uit la voi momentan, dar după o să mă uit în față tot timpul. Deci mă uit în jos acum, pe cine găsesc dacă ești unul pe aici, aia e, eu te-am căutat, te-am fi găsit din prima și aia e, nu știi să te ascunzi, pierzi. Bă, tu nu știi să cauți. Bă, care e mă ăsta, bă, mamă, Darusel ăsta, nu știu de unde l-ai adus Castore, dar e cam fraier ăsta, nu știi să se ascundă. Deci, Darusel deja e, pe Darusel l-am găsit deja, bun, Darusel găsit, mai trebuie să mai găsesc pe voi doi și cam aia e. Ia să vedem, care o fi mă, unde o fi mă? Aaa, ce mai aici? Bă, dar voi nu vă ascundeți, voi nu știți să vă ascundeți? Eu m-am ascuns! Eu m-am ascuns foarte bine, nimeni nu o să mă găsească. Cam slab, Spider-e, deci a rămas Castro, hai să vedem dacă îl găsesc pe Castro, totuși a câștigat prima rundă, dar hai să-l văd și dacă îl găsesc, că cine știe, poate îl găsesc și câștig dacă eu. Dacă nu-l găsești, ne cumperi la toți Stumble Pass-ul. Cred că e pe undeva pe aici, eu, dar nu mă uite. Nu lăsa să te caute, avem nevoie de Stumble Pass. Bun, deci hai să vedem, bă, cineva pe aici. Hello! Ce-a pe la final? Opa, ce faci, Castore? Unde fugi? Unde ai fugit? Unde te-ai aruncat, Castore? Castore? A căzut. M-ai văzut. Bă, unde pleca, mă? Eu eram ăla. Unde erai, mă, tu? Era Darusel. Eu și am câștigat. Bă, Castore, te-am văzut într-un fel, Dana, hai. Bun copii, deci fiți atenți, vedeți că ne-am reîntors la școală, dar de data asta nu facem școală aici, ne jucăm fața ascunsă la runda a doua. Hai, ascundeți-vă repede, repede, repede. Am dat drumul la star pe școala de nabi, de-aia ești aici, tu, Darusele, că ești nab, dar altceva nu știu ce să zic. S-a pus cineva în capul meu. Bă, deci fiți atenți că au trecut 10, 11, 12, 13 secunde au trecut și mai aveți până la și 25. Deci eu, hai, vă las până la și 30, dar după trebuie să vin în căutare că nu prea e mult timp. Da, oricum. Becher, sunt în față, haha, failor. Deci fiți atenți, 25, 26, 27, 28, 29, gata, hai să vedem pe cine găsesc primul unul. Se ascunde pe aici, pe sub copac, pe undeva, oare cineva? Nu e nimeni, ia să vedem. Bă, de ce nu pot să mă trimit prin asta? Ia pe aici, o fi cineva oare? Dar nu văd bine aici, nu cred că văd, dar sper să nu fie nimeni totuși. Uite-l pe Castorul care se duce la bolovan la mine, bă, Castore, lasă-mă în pace, ce vii la bolovan? Aha, deci ai zis că te duci la bolovan, bine, gata, te-ai dat de gol. Te-ai dat de gol, nu bun, perfect, acum hai să văd și unde să merg. Opa, cine e ăla acolo? Cine mă stă aici, ia. Cine? Nu-i nimeni acolo. Darusel, deci pe Darusel, gata, te-am găsit Darusel, te-ai dus și acolo, gata, nu mai. Eu mi-am schimbat skin-ul. Mă, dar și Castorul ăsta unde e, mă, că ăsta se ascunde mereu bine și eu nu știu unde să-l caut. Unde te-ai ascuns, mă, Castore? Bă, dar n-aveți voie să vă schimbați locurile. Mi l-am schimbat. Nici eu, sunt aici. Eu m-am ascuns într-un loc mai bun ca lui Castorul și dă fix în el.
Și tu fii la mine, ai căutat. O fi cineva aici, dar nu cred că e aici, nu cred că se ascunde aici. Mă, dar răsele, nu mai vin la mine, nu mai vin la bolovan. Ia mă să mă uit în spate puțin, o fi chiar e cineva prin spate. Bă, nu e mă nimeni. Mi s-a părut că am văzut pe cineva, ok, deci bine că nu e nimeni. Ce nabi, Rafael, cum ai murit acolo la bolovan, apule? Bă, tu de unde mă vezi, mă? Băi, tu ești aici, 100%, ia să văd, ia. Dar să-l salvează-mă. Mamă, deci fiți atent că nu cred că mai e timp și nu. Bă, dar nu mai găsesc, spune să-mi spune-mă și ăsta. Care-i aici? Care-i aici? Bă, e Spider, ce încearcă, gata, Spider, te-am găsit. Dar Risele, ăsta, unde e mă ăla? Mai sunt doar eu, mai sunt. Bă, dar tu unde ești, mă? Tu unde te ascunzi? Eu nu te găsesc. Cred că știu unde ești, mă. Tu cred că stai pe mal, pe la mine, bă. Deci fiți atenți acum, eu trebuie să mă ascund, este ultima rundă și voi mă căutați, iar câștigătorul o să primească ceva foarte frumos de la mine, nu o să vă zic ce, stați cu spatele, nu vă mai uitați la mine, că nu e bine. Deci... Eu am venit să câștig o casă. Ce vine, mă, tu să câștigi o casă, de unde vrei, vrei acum să scot o casă și unde o pui? Îți faci casă pe Minecraft. Da, mă, da, și-o pune aici pe lac, pe nufărul ăsta, de aici, de pe hartea, de pe jungle-ul. Deci fiți atenți, cine mă găsește o să primească un stumble pass de la mine, dar cu condiția să se facă 200 de like-uri la acest videoclip. Dacă nu se fac, nu mai primiți nimic. Deci trebuie like-ul neapărat. Ai, mamă, și dacă nu cad și mă ascund și eu bine, ar fi ok. Deci fiți atenți, voi puteți, cred că aș putea să veniți, dar stați puțin, că vă zic eu când să veniți, mai stați puțin că încă nu prea e gata. Încă nu prea e gata sau? Opa, 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 opa. Sper să meargă să mă duc aici. Dar cred că puteți să veniți de acum. Vă văd pe acolo, dar sper să nu. Gata, gata, puteți să veniți, gata, Spider, perfect. Spider unde e? Spider a chiulit, ce a făcut? Spider, a cam chiulit, așa, a zis, bă, nu, domn profesor, eu știți, eram cu fotbal, nu mai sunt, acum sunt cu... Sunt ninja, am o misiune, trebuie să mă duc în misiune. Așa ne-a zis Spider, din păcate, așa e. Deci n-avem ce să facem. Păi da, pe mine de ce nu m-a luat? Trebuie să vin și eu. Tu ești cu boxul, el e cu karate, el e cu ninja-ul. Păi da, același lucru. El e ninja, mă, el e cu misiuni secrete, Hitman, cu Dalia, tu ești cu alte Dalia. Tu ești cu Dalia de copii. El e cu Dalia mai așa, mai de nevorbit, nu le zicem pe alea pe episoade, că nu e bine. Dar hai căutați-mă, că cine mă găsește, mă găsește și aia e. B-am zis ce se întâmplă. Mamă, sper să nu mă vadă. Oare unde e Rafael? M-a văzut? Nu mă vede. Oare unde e? Deci, atenție, eu sunt pe la început, sunt pe la început, nu sunt pe aici, pe undeva. Ia, poți urca aici. Ia, poți urca aici. Hai, bă. Bă, dar tu ai făcut mișto de mine sau nu m-ai văzut acolo? Tu ai făcut mișto de mine sau nu m-ai văzut? Nu m-am văzut. Eu vreau să urc așa sus. Cum, nu m-ai văzut până acum? Dar sunt deja ida pe. Păi cum adică i-am dat pes? Eu nu-l cunosc pe băiatul ăsta. Cine e el? Bă, cine? Rafael a dat pesul Darius în 2010. Ba, nu. Ba, da, las că vreau și eu pes. Da, mă, dar deci cam atât a fost, din păcate, bă, m-ai găsit Tarusel, din păcate, trebuie să-i dai lui pesul, dar asta cu condiție, dacă se strâng 200 de like-uri, deci vedeți dacă se strâng. Vă rog, dați like, vă rog! Deci fiți atenți, pentru următorul episod, ia, hai să intrăm și noi aici, fiți atenți, că avem aici niște chestii, avem niște reorduri aici de la Stumble, pe de la asta, ia să dăm pe ele, bam, ia să vedem. Avem aici un random skin, Commoner Better, dăm claim. Ia, ce ne pică, mă, fiți atenți că ne pică. O legendară, voi nu vedeți, dar fiți atenți că îmi pică cea mai mare specială din lume, deci cea mai nouă. Fiți atenți, 3, 2, 1. Hai că mi-a picat dita mai comună. Bă, mi-a picat comună și duplicată aia cu skinul, nu știu ce ăla. Ia, ce mai avem pe aici, mai avem un Lucky Wheel. Ia să dăm și la asta Lucky Wheel. Bam, 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 bam. Și ia să dăm, mă, ce din ăsta, ce ne pică. Ia, ne pică ceva frumos sau nu ne pică? Mă, m-am văzut Bolt, deci fiți atenți. Și ăla nou, nu știu cum se numește, diamant, nu știu ce. Ne-a picat Rekin. Te rog, te rog. No, bă. Bă, da, nu mai duplicate în pică, bă. Mi-a picat ăla alienul rar. Ia, opa, stați că pot să dau și un epic skin. Epic skin, gata, mă. Aici, specială ne pică. Specială ne pică. 3, 2, 1. Doamne, ajută acolo cu 200 de like-uri, poate ne pică specială. Nu. Băi, era mai bine legendar. Bă, iar duplicate. Bă, da, 3 ori numai duplicate. Bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Castorul nu mai vine în videoclip, că te-a blestemat. Așa o fi, mă? Ia stai, mă, că mai avem un classic wheel aici, free ăsta, e cel mai slab. Dar cine știe, poate ne pică de aici ceva bun. Nu mai da, că te-a blestemat castorul, nu mai da. Ia. Hai, mă, hai. Te rog, du-te. Bă, 3 tokenuri. Nu mai putem să mai dăm la nimic, din păcate. Hai. Nabule. Nu-i dai lui Darius el pesul, mie mi-l dai. Bă, asta vedem la decizia abonaților, deci trebuie să se întâmple așa ceva. 1. Trebuie să dați like la videoclip, dacă se strâng 200 de like-uri, s-a și dus, pa, pa.
Cam atât? Ba nu, fără. Bun copii, și așa de final, hai să-mi spuneți și mie, cum vi s-a părut vouă ziua aceasta de școală, ziua a treia de școală, v-a plăcut, mai veniți la școală sau nu mai veniți? Da, dar eu am ceva de spus. Ce? Dar eu n-am câștigat primele două runde. Păi ai câștigat primele două runde, dar primele două runde tu te ascundeai, nu mă ascundeam eu. Alea nu s-au pus. În total a fost 2-1. Păi alea nu se puneau, alea erau așa de joacă pentru nota 10 la școală. Da. Păi da, să-mi dai. Păi să-ți dau, gata. Și lui Spider nu-i faci nimica? O să primească absența a doua oră. Exact. Da, și el nu mai primește asta mult pentru că l-a hiulit. El da, dacă e... Bă, vedeți, dacă lipsiți de pe videoclip, dacă lipsiți și voi la fel de pe videoclip, nu primiți nimic cum ar veni. Cine știe cum se întâmplă, cum se mai ivește vreo de-asta să vă dau ceva, deci activați acolo notificările, fiți atenți la fiecare videoclip că poate mai dăm un Stumble Pass gratis, cum am dat mai acum câteva episoade, deci aveți grijă acolo. Eu am fost Rafael, alături de Castor și Dansel. Da, n-avem ce să zicem mai mult, dar tot cam așa face Dariusel de fiecare dată, dar da, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, trebuie să dați acolo un like neapărat. La 200 de like-uri pleacă PES-ul la Dariusel, asta dacă se strâng 200 de like-uri, deci și voi acolo, ajutați-mă și pe mine și pe el. Lăsați acolo un comentariu dacă mai vreți episoade din școala de Toxic și să sperăm că se strâng și ei mai mulți, că ați văzut că am fost mai puțini acum, e cam mai greu așa, nu știu, dar să sperăm că data viitoare o să fie mult mai tare și like acolo neapărat dacă mai vreți episoade din școala de Toxic. Pa, pa!